Ozonoterapia este o metodă nouă de terapie alternativă care folosește un amestec gazos, oxigen, ozon, în scop terapeutic, la diferite concentrații și sub diferite forme de administrare. În cadrul clinicii, unde tratăm în special durerea, folosim în mod special un tratament local sub formă de infiltrații subcutanate. Orice sindrom dureros poate fi tratat cu succes cu oxigen-ozonoterapie. Cum? Când se umple, totul se face sub presiune de la sine. Da? Am stabilit cât doresc să fie concentrația de ozon, este 5 micrograme. Acum este gata și încarc seringa. În clinică noi aici o folosim în mod special pentru toate formele de discopatii cervicale lombare, pentru toate stadiile evolutive ale herniei de disc, sechelele algice post intervenție pentru hernie de disc, pentru spondiloză, scolioză, orice fel de artroză, genunchi, gleznă, umăr, orice sindrom dureros este tratat cu succes prin ozonoterapie. Pacienții vor simți în mod deosebit calmarea durerilor, uneori chiar spectaculos de la prima ședință. În funcție de afecțiune și de problema pentru care vine pacientul la noi, ozonoterapie sub această formă de infiltrații subcutanate poate fi făcută în orice regiune a pielii corpului. Este necesară o serie de minim 10 ședințe la un interval de 1, 2, 3 zile. Crește mobilitatea articulară, da, scade impotența funcțională și firește altfel de, cum ar fi scăderea tumefacțiilor, căldurii locale, roșață, scăderea lichidului intraarticular sau de la alte structuri. Ozonoterapia poate fi făcută strict de medicul specializat în așa ceva, doar medicul o poate face în urma unei consultații în prealabil. Ozonoterapia, după cum am spus, tratează cu succes orice sindrom dureros, deci orice afecțiune care vine cu durere la noi în clinică, dar nu numai.